Sfânta Evanghelie după Matei capitolul 16 de unde avem cuvântul din calendar sub titlul Binecuvântarea și lepădarea de sine. Cea mai mare binecuvântare pe care o poate obține un om se ascunde în lepădarea de sine, după cum vom vedea că arată cuvântul Domnului. Sfânta Evanghelie după Matei capitolul 16 de la versetul 24 la 26 citim cuvântul Domnului care spune așa: atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiaște cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va, își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Cu ajutorul Domnului, în seara aceasta aș dori să poposim și să medităm și să împărtășim în jurul acestei teme binecuvântarea și lepădarea de sine sau mai bine ce înseamnă lepădare de sine? Versetul 26 exprimă cuvintele Domnului, Domnului Isus, care sunt așa și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea. Oamenii umblă să câștige toată lumea. De dimineața până seara, Omul se ostenește să câștige cât de mult. Acum poate că e o exagerare că nu vrea niciun om să câștige toată lumea și nu vrea pentru că știe că nu poate, dar dacă ar ști că poate, s-ar lupta pentru asta. Dar nu se luptă să câștige toată lumea, dar se luptă să câștige maxim cât poate câștiga din lumea asta. Și Domnul Isus ne atenționează și pe mine și pe dumneavoastră. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Imaginați-vă cât de bogat ar fi un om dacă ar câștiga toată lumea. Să aibă tot Phoenixul, toată Arizona, Maricopa County, peste 4 milioane de locuitori acum. Arizona a trecut anul, anul trecut, a trecut peste 7 milioane. La o rată de 7-7 de, mii de oameni se mută în Maricopa County, în județul nostru, în fiecare an, anul trecut respectiv. Cam 200 de oameni pe zi în Maricopa County și în Arizona 300 de oameni pe zi. Puteți să vă imaginați. Ei, cineva să aibă Arizona, să fie a lui, toată valoarea materială, să aibă Wall Street, toată puterea economică, tot capitalul Americii. Nu știu exact câte trilioane și trilioane de dolari sunt acum. Și Domnul Iisus spune, prin absurd, să câștige un om toată lumea, să o câștige, ce i-ar folosi dacă își pierde sufletul. Deci punând toată lumea asta pe o balanță și sufletul pe cealaltă balanță ce cântărește mai greu în ochii lui Dumnezeu. Sufletul unui om. Domnul Iisus ne spune că dacă vrem să-L urmăm, adică să ne câștigăm sufletul, trebuie să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm crucea și să-L urmăm. Viața veșnică, eternitatea, câștigarea sufletului înseamnă lepădare de sine. Oamenii care nu se leapă de sine nu pot să intre în posesia vieții veșnice și a eternității. Își pierd sufletul. Și doresc să răspund la întrebare parțial. Subiectul acesta poate să fie mult mai extins. Și am căutat să-l împart chiar și. Acolo unde nu prea se poate împărți, că aceste puncte se suprapun, se interpătrund, dar încerc să le separ oarecum. Ce înseamnă lepădarea de sine? Și haideți să primul răspuns pe care l-am găsit. Lepădarea de sine înseamnă renunțarea la tentațiile păcătoase ale mădularelor trupului. Mădularele trupului ne trag în jos. Matei 18, 7 la 9. Vă rog să fiți cu araminte, Tot cuvintele Domnului Isus. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire. Fiindcă nu se poate să nu vină prilejurile de păcătuire. Deci, asta o să vină. Și noi toți de aici suntem martori că vin. Prilejul de păcătuire vine. Prilejul de păcătuire e ispita. Fiecare dintre noi suntem ispitiți, într-un fel sau altul. E imposibil pentru un om să nu fie ispitit. Deci, prilejurile de păcătuire vin. Dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Auziți că este și o persoană sau o instituție sau un individ sau o cauza prilejului de păcătuire. Și auziți ce spune domnul mai interesant. Acum. Dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat. Auziți? Deci dacă mâna sau piciorul e motivul pentru care ajungi să păcătuiești. Că dacă e vorba de altcineva din afară, până nu l-posteia despre asta, nu vorbește. Că știu eu, vine la biserică o soră îmbrăcată provocator și ispitește toți bărbații din două puncte de vedere, pe unii ispitește că îi atrage și pe alții ispitește că îi enervează și îi năcăjește. Dacă vine, nu poți să o tai, că e un suflet care trebuie câștigat pentru Hristos, trebuie să ai grijă cum te porți. Deci când e vorba de ispita care vine din altă parte, nu, nu se aplică exact pasajul acesta. Dar Domnul coboară la mădularele trupului omului și spune dacă mâna sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taiele și leapă de, -le de la tine. Încă n-am găsit, n-am citit în istorie și n-am găsit un om care să facă lucrul ăsta până acum. N-am auzit, poate că o fi fost, dar n-am auzit. Cozis, zis, mă, mâna asta mă duce, mă duce la păcat, eu cu mâna asta fură. Dacă n-aș avea mâna asta, n-aș mai putea să fur. Poate aș fura cu dinții, dar dacă e un lucru mai mare, se vede, cu mâna îl palmez. Și dacă n-aș avea mână, și dacă ar fi intenția de păcătuire, n-aș putea să păcătuiesc. Măi, dacă n-aș avea picioare, n-aș merge acolo unde n-am voie. Îmi tai piciorul. Am auzit de un om care a rămas, a făcut ceva hiking, climbing pe undeva, a rămas agățat și a prins mâna undeva și nu a putut să-și să o scoată afară, dintre două stânci. Și au stat câteva zile agățat acolo. Și au așteptat să vină ajutorul. Nu, nu mai țin exact câte zile. Poate că unii o să vă amintiți și puteți să, să întrebați pe fratele Google, dar nu acum. După ce se termină slujba, să întrebați că o să găsiți omul ăla. Nu cunosc detaliile, dar câteva zile. Câteva zile au stat agățat. Și până la urmă au zis: dacă stau aici, amor. Și nu știu dacă au avut cuțit la el, dacă au avut topor la el, ce instrument de teatru, au avut și-o tăiat mâna. El cu mâna lui și-o tăiat mâna. Și numai când te gândești la lucrul ăsta, te îngrozești. Și-a tăiat mâna ca să scape. Și-o tăiat mâna și o venit cu mâna tăiată și-o scăpat cu viață. Ei fără mână, dai cu viață. Eu zic că nevastă sa, dacă au fost căsătoriți și copiii, se bucură. Spune, tată, e mai bine fără mână, dar ești în viață. Ei, bine ai făcut n-ai făcut bine că te-ai dus singur, că la chestiile astea nu se merge singur ca un fraier. Mai ai pe cineva cu tine, măcar să fie doi fraieri, că al doilea îl scapă, îl salvează pe celălalt, că nu, nu pățesc cam în doi același lucru deodată. Nu se merge singur la chestia asta. Dar dacă te-ai dus și ai rămas agățat, decât să mori, mai bine în viață și fără mână. Mai bine în viață și fără mână. Ce spune Domnul Hristos e, dacă un mădular te trage în păcat. Păcatul ăla te duce la moarte. Și în final, e mai bine să n-ai mâna sau să n piciorul, dar să salvezi sufletul. Așa de scumpă e mântuirea. Mai bine fără un mădular. Hai să citim mai departe. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini și două picioare să fie aruncat în focul genei sau focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, asta parcă e mai greu, că e mai sensibil, scoate-l și leapă l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul genei. Ce mi se pare interesant, că nu o să-i scos pe amândoi. Nu o să se scoți pe amândoi. Numai pe unul să-l scoți. Și eu am găsit răspunsul. Dacă îl scoți pe unul, te pocăiești. Dacă ai rămas numai cu unul. Când ai rămas numai cu unul, te pocăiești după ce l-ai scos pe unul. Că zici, mă, dacă trebuie să-l scoți și pe celălalt, chiar că sunt întorc. Cu unul mă descurc. Te pocăiești. La jumătate drumul te pocăiești. Așa cum te pocăiești cu o mână și cu un picior. Nu zice să le tai pe amândouă. Numai pe unul, ca să vezi cum îi să funcționezi numai de jumătate. Și după aceea pot să Trăiești pentru Dumnezeu. Așa de serioasă e problema păcatului care vine prin mădulare, că e mai bine fără un mădular decât să păcătuiești. Noi privim așa de serios problema asta, fraților. Privim noi. Folosirea mădularelor pentru păcătuire sau ispitirea altora ca să păcătuiască înseamnă moarte îi vai și de acela prin care vine păcatul. Dacă ești bărbat și faci pe alții să păcătuiască, faci femeile să păcătuiască prin comportamentul tău, îi vai de tine că vine păcatul prin tine. Dacă ești femeie sau fată și faci pe alții să păcătuiască, îi vai de tine că faci pe alții să păcătuiască. Și tu spui, da, eu n-am intenția asta. Eu sunt curat la suflet sau ea e curată la suflet. Eu n-am intenția asta. Inima mea e curată înaintea lui Dumnezeu. Eu nu vreau să fac rău la nimeni și nu vreau să ispitesc pe nimeni. Ai grijă cum te porți, că poți să ispitești. Poți să ispitești. Și nu vreau să intru din nou în prea multe detalii. Sper că dumneavoastră știți și puteți să citiți printre rânduri și nu trebuie să spun chiar ca și la clasa întâia ce înseamnă chestia asta. Dar și, și băieții, și fetele, și bărbații, și surorile. Bărbații nu trebuie să-și arate mușchii și picioarele. Ok, că apar și băieți în, în tais, în, în izmene din alea pe corp, cu al doilea rând de piele. Ce vrea să arate un bărbat cu, cu pantalon din aia, Că așa e moda, așa au venit nebunii de la Paris sau de la de la New York și spun că asta e cool acum, e normal, ca să se vadă mușchii, cum se încoardă pe ei la gambă și aici sus la picior, să arate că cât el e de bărbat și cămașă din aia care se puște pe el și haină din aia ca să vadă ce biceps are și ce poate să, să ridice. De când chestia asta? Și fetele pe partea cealaltă ca să atragă privirile și să provoace păcate. Biblia mea și Biblia ta spune că îi vai și de ăla prin care vine păcatul. Poți să ai tu inima cât de curată și cu mâinile pe sus, Doamne, slavă ție, Doamne, te iubesc. Dacă faci pe alții să păcătuiască într-un mod intenționat, în felul ăsta, trebuie să te trezești, să mă trezești, să mă pocăiesc. Folosirea mădularelor pentru păcat și a ispitirii altora înseamnă moarte. Roman 6 cu 13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprianirii. Trupul nostru, trupul ăsta e sfințit de Dumnezeu și are scopul de a-L sluji pe Dumnezeu și de a face tot ce este bine pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu are un alt scop, n are voie să fie folosit pentru un alt scop. Roman 6 cu 19, vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să vârșați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. 1 Corinteni 9 cu 27, versete sunt o mulțime, dar le limităm. Pavel spune așa, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Țineți trupul și mădularele în stăpânire, sub control. Nu permite trupului tău să păcătuiască sau să ispitească pe alții să păcătuiască. De câte ori, măcar odată pe lună, cineva menționează de aici. Aveți grijă ce postați în spațiile publice. Nu cauzați păcat altora care se uită la voi ori prin invidie, ori prin gelozie, ori prin pofte. Că nu știu ce inel are, că nu știu ce ciorapi are, că nu știu ce papuci are, că nu știu ce geantă are, că nu știu ce cămaș are. Who cares? Nu, nu trebuie să ne expunem cu chestiile astea. Pentru că îi spitim pe alții și facem pe alții să păcătuiască. Și ajunge beata familie tânără acasă după două luni de căsătorie și spune la bărbat noi, când o să avem asta? Păi dragă, noi nu o să avem că eu nu lucrez numai cu 4.000 pe lună, eu nu lucrez ca ei, ei au business de bătrâni, fac 20.000 de dolari pe lună, noi abia ne descurcăm. A? Dacă eram eu mai deșteaptă și mă căsătoream mai bine, acum, na, trebuie să o duc așa. Nu ispitiți pe alții, nu vă lăudați cu lucrurile pământești. Nu căutați să, să vă dați și să ne dăm în spectacol cu ce avem și cu cine suntem noi. Revenim la subiectul acesta. Suntem chemați de Dumnezeu la pocăință. Stop oricărui păcat și oricărei ispitiri. Se pare că cel puțin parțial America se trezește și oamenii se întorc, cu fața înspre Dumnezeu. Pentru asta îl slăvesc pe Dumnezeu. N-am cuvinte să mulțumesc lui Dumnezeu că văd un, un fel de răsărit de soare, că se mai trezesc cu oamenii. Și o binecuvântat Dumnezeu America cu un președinte care nu s-a lăudat că e evanghelic, nu s-a lăudat că e mare creștin, nu s-a lăudat că e mare pocăit, dar are curaj, îl întărește Dumnezeu și îl folosește Dumnezeu. Și parcă să mai tem oamenii acum de Dumnezeu. Și câteva săptămâni în urmă, șapte contra doi, la Curtea Supremă, o câștigat un caz împotriva homosexualilor. Dacă eram pe vremea lui Obama, nu era șapte contra doi, era poate cinci contra patru invers. Câștigau ceilalți. Asta a fost o mare victorie. Normal că democrație și liberali au zis că de barely won, ia șapte contra doi, barely, adică aproape că o pierdut, numai, numai un pic o câștigat, cu șapte contra doi. Ăsta e un semn bun, vedeți ce înseamnă de la un om, de la președinte în jos și de la conducere, să se transmită la public și la oameni că ceea ce e bun e bun și că ceea ce e rău e rău? Începe să se schimbe cumva mentalitatea și, și gândirea oamenilor. Asta e o mare victorie, nu știu câți dintre dumneavoastră a sesizat lucrul acesta, dar pentru chestia asta noi trebuie să ne rugăm, să ne rugăm în continuare pentru America, să ne rugăm în continuare să blocheze, să stopeze Dumnezeu mișcarea asta înspre păcat. Pentru că a fost o perioadă în istorie în care homosexualitatea a fost etichetată ca păcat toți predicatorii și toată lumea a zis, ăsta e păcat. Nu dați mădularele voastre în slujba păcatului. Îi păcat. Dumnezeu pedepsește, e păcat, e păcat. A venit o vreme după aceea în care societatea a zis, lăsați-ne cu păcatul că nici nu-i sigur dacă există Dumnezeu sau nu există Dumnezeu, dar îi boală, îi boală treaba asta, e o anomalie. Nu-i ceva normal, nu-i ceva normal, îi o boală. Oamenii ăștia trebuie ajutați. Că cu un om bolnav, ce faci? Îl ajuți. Îi dai medicamente, îi faci consiliere și l ajut să iasă din boala lui să se însănătoșeze. Prima dată e păcat, apoi e bolnav. S-a ajuns câțiva ani în urmă și acum în care nu mai e nici păcat, nu mai e nici boală sau anomalie. E normal. E normal. Și noi suntem anormali. Da? Dacă ești straight, you're crazy. Nu mai gândești bine. Asta vor să ne convingă și pe noi și pe copiii noștri. Că noi am ajuns o anomalie. Și că e absurd ceea ce noi gândim și ceea ce noi predicăm. Frați și surori și popor al Domnului, să mai țină lumea asta încă o mie de ani, Biblia tot rămâne în picioare. Și cuvântul lui Dumnezeu tot rămâne în picioare. Și noi dăm dreptate lui Dumnezeu. Nu noi am inventat cuvântul lui Dumnezeu, nu noi l-am scris. Nu noi am dat legea morală, Dumnezeu a dat legea morală. Noi căutăm să o aplicăm, să o primim și să spunem, e bine ce zice Dumnezeu. Îi dăm dreptate lui Dumnezeu că e suveran, că e stăpân. El ne-a creat, suntem mai Lui. Și dorim să-i slujim lui, să-l binecuvântăm pe el, fraților, o mare victorie pentru America doar câteva săptămâni în urmă. Pentru asta trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ascultat rugăciunile. Nu e exclus dacă Dumnezeu mai ține sănătate la președintele ăsta să mai pună încă un judecător, să scoată pe vreun zgripțuroi sau zgripțuroaică de acolo, să se pensioneze unul din ăsta fără Dumnezeu și președintele să mai pună acolo un om care se teme de Dumnezeu, un om care gândește sănătos. Și să mai vină un alt caz și iară să-l întoarcă. Și se poate, în istorie s-a mai întâmplat cel puțin de două ori, când Curtea Supremă a venit după câțiva ani mai târziu și a zis mmm, în anul 2015, când a fost la Casa Albă un președinte fără Dumnezeu și când a fost o conducere care n-a gândit sănătos, Curtea Supremă a greșit. Și decizia care o dat-o în favoarea lor a fost o greșeală. O revizuim și schimbăm verdictul. Nu-i bine, nu-i drept. Să poate lucrul ăsta, fraților, s-a mai întâmplat în istorie și e posibil dacă toți oamenii lui Dumnezeu din America s-ar ruga pentru treaba asta și-ar stărui înaintea lui Dumnezeu și-ar face tot ce depinde de ei, s-ar putea Dumnezeu să cuvintează America și pe președintele ei. În al doilea rând, lepădarea de sine înseamnă lepădarea dorințelor omului vechi, adică a firii pământești. În noi există omul la vechi, omul animalic, omul carnal, care umblă doar după lucrurile acestei fir și acestui pământ, cum spuneam la început. Lucruri pământești. Și din inima omului izvoresc tot ce nu-i bun. În Iacov, capitolul 1, versetul 21, uh, Iacov folosește chiar expresia lepădați. Lepădare de sine. Lepădați orice necurăție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. În 1 Petru 2 cu 1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, dar de ce se folosește vicleșugul? De ce oamenii sunt De ce sunt vicleni oamenii? Ca să câștige mai mult sau ca să ajungă mai în față? Nu, nu sunt alte motive. De ce să fii viclean? De ce să fii omul viclean? Zici, mă, ce viclean e, dar de ce e viclean? Că vrea să câștige pe nedrept în plus, vrea să câștige mai mult pe nedrept și vrea să facă un pas în față, vrea să-l tribleze drible pe altul vrea să-l deposedeze pe altul de ceea ce merită el și cu vicleșu, cu șmecherie, aranjează lucrurile ca să ajungă el un pas mai în față. Le pădați orice răutate, orice vicleșug și orice fel de prefăcătorie, prefăcătorie de pismă și de clevetire. 1 Petru 2 cu unul, Orice fel de prefăcătorie. Păi mai prefăcuți ca acum oamenii? N-au fost niciodată. Nu cred că au fost. Ca acum comunică mai mult ca oricând. A fost vremuri în care dacă vrei să vorbești cu cineva, trebuia să te întâlnești cu el. Trebuia să te întâlnești cu el. Eu am trăit vremurile alea și nu s-a așa bătrân. Și mulți dintre dumneavoastră a trebuit să vorbești cu cineva, telefon, cine a avut telefon? Eu am crescut în copilărie la țară, nu a fost telefon. Telefonul a fost unul în comună, nu la noi în sat. Satul nostru a fost prea mic, nu era pe hartă. Cred că numai așa simbolic, pe undeva și pe hărțile alea mai, mai de, sub microscop, nu pe hărțile mari. N-am avut telefon în sat. Păi dacă ai vrut să rezolve o problemă, să vorbești cu cineva, ai trebuit să mergi la el acasă și să stai de vorbă cu el. Acum vorbești cu 100 de persoane într-o zi. 100 de persoane într-o zi. Alți vorbesc cu 200 de persoane într-o zi. Mă, cum e posibil? Păi numai, yes, thank you, God bless you, yeah, we'll do it. No, I don't like it, On. Vorbești, nu știu cu câte, surorile sau frații, dacă ajung seara acasă și deschid internetul, cu câți, cu câte persoane vorbesc? La câte persoane trimit răspunsuri? Ca și cum viața lor ar depinde de răspunsul lor. Neapărat să-i spun la fratele ăsta că îmi place de afirmația lui sau de poza lui. Îmi place că dacă, dacă nu-i spun că îmi place, uh, nu-i mai place lui de mine și s-ar putea să mă deconecteze. Cu câtă lume comunicăm și de fapt nu comunicăm cu nimeni. Ce a ajuns comunicarea? Unde, unde legătura frățească și comunicarea adevărată între oameni, ca să-l vezi pe om, să, să îi citești privirea, să te uiți în ochii lui? E greu acum și pentru noi e imposibil lucrul ăsta. Eu, dacă ar trebui să fac acum treaba asta, mi-ar mai trebui încă patru ore la zi. Nu știu dacă cineva poate aranja cu soarele să se mute, să mai adauge vreo, uh, vreo patru ore la zi ca să poți să stai de vorbă cu toată lumea cât ai vrea. Cel mai ușor și pentru mine e, can you do it? Yes, God bless you, Domnul să te binecuvânteze, aleluia, să vezi să fie Domnul. Can you do it? No, God bless you, we'll find somebody else and so on. Numai când e caz de urgență, numai când e un caz foarte important, yes, ok, hai să vorbim, hai să discutăm. Dar măcar e cu folos. Dar câte discuții sunt fără folos? Câte discuții sunt fără folos? Câte comunicări sunt fără folos? Câte ore pierdute în fiecare zi fără folos? La câte poze te uiți într-o zi fără niciun folos? Și nu mă refer neapărat la lucruri păcătoase. În, în Coreea de Sud, conexia la internet, sau cum, cum să descriu lucrul ăsta, a devenit o adicție, alături de alcool și tutun și droguri. Omul poate să aibă anumite adicții la tutun, la alcool și la droguri. În Coreea de Sud, internetul, conexia la aparatele electronice, e numită adicție. Oamenii au ajuns să cadă în plasa asta și e considerată ca o boală. E considerată ca o boală. Asta se poate aplica și la oamenii sănătoși în credință, oamenii mari. Puneți întrebarea dacă mergi undeva fără telefon de acasă. Dacă mergi fără telefon. Dacă nu l-ai găsit în mașină, te întorci imediat. Nu, nu poți să mergi fără telefon. You go for a walk. You go for a walk. Vreo două săptămâni în urmă, când am mers cu soția la o plimbare, cred că odată au avut ea telefonul și nu l-am avut eu, că am zis, măcar unul din noi să aibă telefonul. Odată am avut eu telefonul și nu l-a avut ea. Am zis, bă, dar cum ar fi fără telefon? Cum ar fi fără telefon? Mă, dacă se întâmplă ceva, Doamne, mă, de, de atâtea mii de ani există lumea asta, nu, acum se întâmplă tot e real, dacă se întâmplă ceva, dacă se întâmplă ceva, dacă se întâmplă ceva. Dar nu e că dacă se întâmplă ceva. Te pui la masă, ți ai telefonul cu tine. Să fie acolo pe masă, să-l auzi când face bâz. Neapărat. Nu cumva să mănânci liniștit. Că cineva îți trimite text, hey, how are you doing? Oh, thank you very much, I was having my dinner with my lovely wife. And uh, you are so welcome, let's chat. Hai să stăm acum un pic de vorbă, mi-a întrerupt uh, Cina. Ce mă bucur! Când ați fost ultima dată la Olive Garden sau la, la P.F. Chang și să vedeți la o masă patru persoane, doi, doi adulți, părinții și doi copii și toți patru cu telefonul în mână, dar ei stau la masă. Cu telefonul în mână. Și tot timpul cât e împreună, la telefon. Și ei comunică, nu ei sunt foarte conectați. Au o legătură foarte strânsă cu toți cei din lumea virtuală. Fiecare dintre ei, dacă stau de vorbă, au 500, 400, 300 de prieteni și trebuie să țină legătura cu ei, că dacă nu, they are be, uh, befriended sau unfriended, sau friended cut, sau mai știu eu, inventăm cuvinte acum dacă trebuie, o să-i taie. Și cu aia cu care stă la masă, când se termină house dinner, oh, it was nice, oh, it was so nice, To be together. Oh, unde ați fost la dinner? Am, am fost la masă, la cină împreună cu familia. m avut un timp așa de frumos. Am, am trimis 50 de texte și am văzut 300 de poze. A fost ceva extraordinar. Ce s-a întâmplat cu lumea asta? Am găsit, uh, numai dacă e păcat, nu, nu se pune problema. Uh, am înțeles, sunt unii care uh, sunt uh, de au adicție la pornografie, alții la filme, alții la alte lucruri. Dar nu vorbim numai de asta, vorbim de oamenii sănătoși, de tine și de mine. Nu vedeți ce faci primul lucru când te trezești dimineața? Ia să văd unde mi telefonul, să văd dacă am mai primit un text. Sau să-mi deschid email box. Oh, I guarantee you că o să ai 50 de, de junk emails. Eu de... Oh, Doamne! Cred că 90% cel puțin 90% din e mail junk. Trebuie să le, le șterg numai stânga, delete. Delete, delete. delete. Mă, da. ce cu ăștia? Toți vor să le cumpăr ceva, fiecare are ceva să ofere, normal că și dumneavoastră priviți. Mulți dintre oamenii serioși au adicție deja și trebuie să ne gândim foarte serios la problema asta. Că ne pierdem prea mult timp și pune stăpânire când ultimul lucru pe care îl ții în mână e un telefon sau un iPad. Primul lucru pe care pui mâna dimineața când te trezești, un telefon sau un iPad și în fiecare clipă trebuie să-l ții în mână. Îl ții în mână să-l simți când, cum vibrează. Eu îl pun la centură aici. Îți păstorii tentați, fraților, îmi pare rău să spun, dar le spun acum că ne aud. Emisiunile se firmează la Credo, Dumnezeu să-i binecuvântează pe cei de la Credo și ne ascultă predicile cei din România, le spun și la cei din România, că cei din România nu se lasă la noi. Dar am văzut și în America, păstorii noștri își cu telefonul la ei, în biserică și în timpul slujbei comunică. Mie mi se întâmplă, de două ori într-un an, poate, că îl iau cu mine, că e un motiv, e ceva. Deci e ceva. Odată cred că l-am uitat. Dar este, a fost odată că l-am luat, a trebuit să comunic cu cineva în timpul slujbei. Cred că nu știam dacă vine, vreau să fiu sigur. Nu, nu mai cunosc detaliile. Dar ca un om care mă plim, care vizitez multe biserici și multe locuri, e sunt îngrijorat. Și mi-e rușine să-i spun. Mai, mi mai ușor să-i spun de la Ambon, de aici, acum. Păstori, dragi, lăsați telefonul în birou. În spatele amvonului, cu telefonul și tot timpul slujbei, dar are de comunicat, comunică cu ăla de la cântări, comunică cu ăla de la worship, comunică cu dirijorul, comunică... Dar înainte, ce sunt? cum au merg slujbele? Fără să comunici cu toată lumea. Dar îți mai spun ceva, comunici cu unul și cu altul atunci, dar până treia mai primești încă 10 texte care n-au nimic a face cu slujba și cu lucrarea lui Dumnezeu. Și alea-ți fură mintea. Și să, să mergi la, la conferințe pastorale, să mergi la slujbe în biserică, să mergi la convenții și păstorii cu, 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 cu telefonul în mână, în continuu și la slujbe și tot timpul butonează ca copii unii mirușine. mi, rușine. mi rușine, Și zic, Doamne, ai milă de noi. Și eu zic, dacă, dacă la păstor se întâmplă treaba asta, ce se întâmplă cu oamenii din adunare? De ce când intră acum oamenii în adunare, și am văzut, nu rar, dar am văzut chiar și în biserica asta, am văzut, în loc să se pună pe genunchi și să se roage, să pune pe bancă cu telefonul în brațe, să vadă ce s-a întâmplat de, cât, de, de la mașină, din parcare și până a ajuns la biserică. Dacă nu i-o trimis cineva un e-mail, dacă nu i-o trimis cineva un text, Că știu eu, are pe Craigslist ceva de vândut sau pe Oro Trader, să vadă dacă nu vrea cineva să-i cumpere mașina sau mobila sau roata de la mașină sau roata de la tractor sau roata de la robă. Zic, e de râsul lumii. Să vezi oamenii că vin la biserică, se așează pe bancă și își scoate telefonul, să uită la telefon. Așa începe ora de rugăciune. Așa începe în timpul de închinare. Și asta văd oriunde în America. Și nu numai în America în Europa ei sunt fața noastră. Că prăpastia e în fața noastră și ei sunt chiar înaintea noastră. Cum pasă în prăpastie. Nu sunt mai buni ca și noi. Ce înseamnă asta? Să vii la biserică, vreau să repet, să vii la biserică și în loc să te pui pe genunchi și să mulțumești Domnului, să te așezi pe bancă și să ai telefonul. Nu să ai Biblia. Să citești pasajul din seara aia Sau să vezi ce-ți vorbește Dumnezeu dintr-un sam O, oh, frate, dar de unde știi ce fac eu pe telefon? Că eu pentru... De-aia l-am deschis Ca să mă duc la e Lasă-mă în pace Asta... Dumnezeu să aibă milă Să mai ierte și păcatul ăsta Că nu, nu, nu cred Nu cred că vi la biserică Telefon să citești din Biblie la, Din Biblie să citește Din Biblie Nu din pe telefon În biserică mai bine ai lăsat telefonul uh, în, acasă sau în mașină și când vii la biserică, ia Biblia și citește din Biblie. Iubiților, trăim o vreme în care uh, a apărut o nouă adicție și asta e mai reală și mai periculoasă decât celelalte dinainte. Că asta e foarte subtilă. Unii, oamenii nu recunosc că au o problemă. Nu recunosc. Dacă are problemă cu drogurile, nu recunoaște. Numai dacă l-ai prins cu drogul. Când îl duce la gură și îl înghite, numai atunci a recunoaște. Dacă nu, să jură că nu ia. Măi, dar te-am văzut când l-ai luat. Da, dar nu l-am folosit. Ca și cu paharul. Ca și cu paharul. Măi, te-am văzut cu paharul de vin în, în mână. Uh, hai să, să trecem de faza că îi vin sau nu îi vin. Nu, e vin. Ok, e vin. Asta știm că e vin. Te-am văzut cu paharul de vin în mână. Mă, tu bei vin? Nu, n-am băut. N-am băut. dar ce ai făcut cu el în mână? Nu m-am uitat la el, am vrut să văd cum arată vinul mai de-aproape. Bun. Mai dar am văzut poză cu paharul de vin, l-ai dus la gură. Da, dar de nu, nu că l-am băut, eu n-am băut vin. Mă, dar ce ai făcut cu paharul la gură? Păi l-am dus numai să-l miros sau să gust, să văd cum, ce gustare, că eu n-am băut vin niciodată, eu nu, eu nu beau vin. Dacă nu l-ai văzut conghițit și dacă l-ai văzut conghițit, îți spune că logustat să fie sigur că îi vin alcoolic. Și da, îi vin alcoolic și el nu mai băut. O crezut că îi vin nealcoolic și l-a păcălit cineva. Și atunci scapă. Nu mai... Oamenii parcă nu mai au frică de Dumnezeu. Parcă nu, nu se păzesc, nu stau la distanță de lucrurile astea adicția e reală cu privire la internet, cu privire la Facebook, cu, cu privire la electronice, este reală adicția asta, e reală și oameni mari și oameni serioși au problemă în domeniul ăsta. Și mă rog și doresc din toată inima Dumnezeu să ne trezească și pe noi care suntem mai în vârstă și zicem că suntem serioși și temători de Dumnezeu, să avem grijă că poate să fie o adicție. Am văzut oameni serioși. Oameni temători de Dumnezeu și nu-și dau seama, nu-și dau seama ca o adicție. Stai la masă cu ei, jumătate din timp îți la telefon. Nu mai, nu mai continui la treaba asta, Dumnezeu să ne lumineze. În al treilea și în ultimul rând, lepădarea de sine înseamnă renunțarea la ambițiile firești de înălțare și a încuplat cu lăudăroșia vieții, că astea merg mână în mână. Și asta, asta e lepădarea de sine. Filipen 2 cu 6 la 8 ne arată persoana model după care noi trebuie să ne luăm, pe care noi trebuie să o copiem. E Isus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iată dezbrăcarea, golirea de sine și de dorința lui, sau ambiția lui, dacă putem să vorbim. A renunțat la un drept pe care l-ai, pe care l-am sau pe care alții l-au și zic, dacă el are dreptul, eu de ce n-am dreptul ăsta? Dacă el are, eu de ce n-am dreptul ăsta? A renunțat la un drept pe care consider că l-ai în favoarea voii lui Dumnezeu, știind că Dumnezeu te vrea acolo, e câștigarea vieții, e câștigarea eternității. Hristos Domnul s-a dezbrăcat de sine, s-a dezgolit de sine, s-a coborât din ceruri la noi și a fost om ca și noi pentru ca să ne salveze a renunțat la toate drepturile lui din cer și a coborât între noi în gunoiul și în întunecimea acestei lumi pentru ca să ne salveze. E exemplu suprem, e cel mai nobil, cel mai frumos. Dacă vrem să învățăm lecția smereniei, dacă vrem să învățăm lecția lepădării de sine, trebuie să mergem la Hristos Domnul. Iată alte versete ajutătoare 1 corinteni 6 19 la 20 Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri căci ați fost cumpărați cu un preț Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu adică trupul și sufletul nostru trebuie folosite spre gloria lui Dumnezeu, să fim siguri că suntem în voia lui Dumnezeu. Nu iubiți lumea, spune 1 Ioan 2, 15 la 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, Rămâne în viață. La orice decizie în viața noastră trebuie să punem întrebarea: este voia lui Dumnezeu? Va fi proslăvit Dumnezeu prin ceea ce fac? De ce spunem, de exemplu, din când în când ne-am mai întrebat tineri sau tinere, dacă e ok să devină model, să devină modele? Modele cu gândul că o să ajungă super modele. Întrebarea e, cum va proslăvi pe Dumnezeu trupul tău dacă ajungi model sau supermodel? Actor sau actriță? Cum vei proslăvi pe Dumnezeu cu astfel de slujbă? O, dar eu să fiu un actor din ăla pocăit. Ține-te bine. Până ajungi tu actor pocăit, te despocăiești de 10 ori. Și dacă îți dă Dumnezeu har să te pocăiești din nou, poate că te pocăiești din nou la urmă te arunci singur în, în, gura leilor. Ține cont că Daniel a fost aruncat de lege și de împărat în groapa cu lei. Nu s nu mergi Daniel singur. Să zic că vreau să pun la test lei ăștia, să văd cât îți de și vreau să-l pun la test pe Dumnezeu, să văd dacă mă ajută Dumnezeu să rămân în viață în groapa cu lei, să mă plim pe aici să văd cum să îmblânzez lei și să se arunce în groapă. Nu, nu, nu. Împăratul l-a aruncat în groapă, prin uneltirea altora. Nu te arunca singur în groapă. Sunt slujbe, sunt geaburi, sunt profesii în care nu-L poți proslăvi pe Dumnezeu. Nu căuta activități și lucruri care aduce rușine Evangheliei. Nu căuta lucruri care sunt în afara voii lui Dumnezeu. Întotdeauna voia lui Dumnezeu trebuie să primeze orice vrei să faci, oriunde vrei să te duci. În orice domeniu vrei să-ți desfășori activitatea, Întreabă-L pe Dumnezeu, după metoda pe care tu vrei. Unii întreabă prin scriptură, alții prin călăuzire, alții prin sfatul unui om mai bătrân, alții printr-un proroc, alții prin vis de noapte. Nu mă interesează cum îl întreb pe Dumnezeu, dar întreabă-L pe Dumnezeu. Pune înaintea lui Dumnezeu, Stai de vorbă cu Dumnezeu. Doamne, e voia ta să fac lucrul ăsta? Vei fi tu proslăvit în, în slujba și în lucrarea asta? pentru că sunt profesii care nu sunt compatibile cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu pentru sfințirea noastră. Nu-i voia lui Dumnezeu să fim în anumite domenii și în anumite activități implicați. Nu este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră și trupul și sufletul nostru să-l proslăvească pe Dumnezeu. Aveți grijă, tineri, băieți și fete. Nu intrați în domeniile astea. Nu intrați în muzică de performanță. Dacă aveți voce bună, dacă aveți voce bună, dați slavă lui Dumnezeu și proslăviți-L pe Dumnezeu cu vocea voastră. Cântați laudele Domnului, lăudați-L pe Dumnezeu în biserică, în mijlocul poporului sfânt. Nu mergeți pe scenele lumii. Așa de ușor, dacă e o persoană mai importantă vrea să meargă, nu știu, the, uh, America Got Talent, România Got Talent, The Voice sau mai știu o, să numi, o mulțime de competiții. Și mai văd că apare câte un băiat sau câte o fată care au crescut bine în biserică. Și merge să cânte în fața lumii. Și ca să ajungă mai sus ca alții, să fie mai în față. Asta e prăpastie. Uitați-vă la toți cântăreții ăștia mari. Uitați-vă la toți cântăreții ăștia renumiți. Majoritatea din ei au început în biserică. În biserică s-au descoperit că au talent. Și când au descoperit că au talent, deja o trebuie să iasă din biserică. În biserică nu ți bani. Banii sunt lume. În biserică-s puțini care cumpără CD-urile. Trebuie să-mi vând CD-urile în lume. Trebuie să ajung pe scenele lumii. Și Iisus Domnul ne spune în seara aceasta ce ar folosi un om să câștige toată lumea. Poți să cânți pe cele mai înalte și pe cele mai renumite platforme în lumea asta și să te aplaude toată lumea dacă te leapă de Dumnezeu. Ce folos? Ce folos să câștigi lumea asta și să pierzi legătura și părtășia cu Dumnezeu? Ce folos? Aveți grijă! Mă uit, mi se umple inima de bucurie când văd atâția băieți și atâtea fete așa de talentați care laudă pe Dumnezeu. Și mă rog întotdeauna și zic, Doamne, nu-i lăsa să-i muște șarpele. Nu-i lăsa, Doamne, ca să caute scenele lumii pentru bani, pentru bogăție, pentru renume, pentru avere. Săptămânile trecute spuneam fraților de la rugăciune într-o mar seara, vreo două săptămâni în urmă, din nou s-au sinucis doi oameni mari în America, doi oameni care au ajuns, au ajuns în posesia lucrurilor pe care toată lumea le caută. Lumea, mai ales lumea fără Dumnezeu, dar și din poporul lui Dumnezeu. Un bucătar renumit, de renume mondial, cu... Nu vreau să le spun numele că nu vreau să-i onorez aici de la Ambon, că nu merită să fie onorați. Dar unii știți despre cine e vorba. Oricum, un om care a ajuns la TAP, mai sus nu se putea în profesia lui. Bani câți vrei. Reputație TAP. Renume TAP. Tot ce și-ar fi dorit un om, a avut. Și și-a pus ștreangul în gât. S-a spânzurat. La 60 de ani. Femeie la 5-6 de ani. Tot așa, în domeniul de business, de designing, ladies for sure, că unele dintre doamne poartă produsele ei, că a fost un good designer. Bani, renume, popularitate, tot ce vrei, la tap. Și tinerii și oamenii în vârstă trebuie să-și pună întrebarea. Dacă bani, dacă renume, dacă popularitate, dacă slavă, dacă platformele lumii, oferă împlinire și satisfacție omului. De ce în fiecare săptămână, în fiecare lună, auzim ba de unul, ba de altul că și-a pus capăt zilelor pentru că a fost în stare de depresie, a fost neîmplinit, nefericit? Dacă lucrurile astea le caută toată lumea, frați și surori, să nu căutăm lucrurile astea. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat și avem de toate din belșug. Nu trebuie să căutăm să cucerim lumea asta pentru lume, să o cucerim pentru Dumnezeu. Nu trebuie să căutăm să cucerim valorile acestei lumi, ci să cucerim sufletele oamenilor pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce ar da un om în clipa morții pentru mântuirea lui, dacă ar ști că există mântuire? Cu ce ar putea să plătească omul eternitatea și veșnicia? Frați și surori, toți dintre noi suntem în pericol în lumea în care trăim. Suntem pe un plan înclinat. Numai Dumnezeu poate să ne țină în picioare. Și ne rugăm pentru noi și pentru copiii noștri, cum să predicați și dimineață, poți să fii părinte, să faci tot ce depinde de tine, să-ți faci datoria ca un cât ai știut și cum ai putut tu. Și ceva se întâmplă în familie și copilul ia decizii greșite și te urci la alții în care părinții nu și-au făcut datoria sau au fost părinți care nu i-au interesat și le vezi că copiii sunt buni, sunt copii ascultători, sunt copii de treabă. Asta frânge inima unui părinte. Ce poți să faci decât să vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, spui, Doamne, eu nu mai am acces la inima copilului. Nu mă mai ascultă copilul, nu mă mai bag în seamă. Văd că e în pericol, își pierde sufletul. Și toată lumea asta, dacă aș câștiga-o, nu mi-ar fi de niciun folos vreau mântuirea copilului meu. Dumnezeu să binecuvânteze cu un duc de ascultare, un duc de pocăință, un duc de trezire. Tinerii, familiile, adulții, toți dintre noi, toți avem nevoie de mai multă pocăință. Dacă te-ai la oaste ca și noi, luptă, nu te da.